La Biblioteca Publică pentru Copii din orașul Druki a fost dat start ciclului de evenimente cu genericul Gerar. Astfel, copiii din instituțiile de învățământ Ștefan cel Mare și gimnaziul Ion Creangă din satul Țărigrad au participat la prima ediție cu Ada Zaporojanu prin bunătate spre dăinuire, scriitoarea fiind invitată la acest eveniment. Elevii au recitat poezii și au cântat cântecele scrise de doamna Ada Zaporojanu. Te rugă puțin să tată, să le dea niște povețe și de bine să le învețe. La asta un pițigoi, ciufurie, plin de noroi, cocoțar pe-o rămurea, se răstie la cucubea. Vei fi tu, poate te așteaptă, dar dormi ziulica toată. Noaptea însă hânărești, numai rele prevestești. Cum putea ciocanitoarea să nu ia pe onoarea? Ca să vezi, un pițigoi se pune în pană cu noi. Evenimentul desfășurat este binevenit pentru copii și totodată unul potrivit pentru a atrage elevii în lumea cărților și a înțelepciunii. Împreună cu elevii clasei 4 am venit să savorăm din versurile scrise de doamna Ada Zaporojan, precum albinele culeg nectarul din florile câmpului și noi cu copiii am încercat să culegem tot nectarul din cărțile doamnei scrise. Îi distrăm pe copii, chiar și le aducem aminte, sunt niște cântece care le folosim la grădiniță și îi aducem aminte vârsta micuță. Versurile scrise de poetesa Ada Zaporojanu le-a picat pe suflete elevilor care sunt amatori ai lecturii. Mie îmi plac cărțile Ada Zaporojanu pentru că sunt interesante și învață lucruri bune. Am și eu o carte preferată și o să o recit. Ce frumoasă este iarna când își vălură năframa și prinde pe copăcei horboțele și cercei. Apoi vine primăvara și ne podobește țara. Ramul voinicește, crește și livada înflorește. După scumpa primăvară, dor îmi este și de vară, de parfumul teilor, de freamătul frunzelor. Când e totul ca în poveste, bate toamna la ferestre, cu gutuie, pom în vie și cu un pic de nostalgie. Prin asemenea activități, bibliotecarii doresc ca cartea să cucerească și mai multe inimi. La Biblioteca de Copii sunt înregistrați peste 2000 de cititori, dar numărul lor poate crește pe zi ce trece, grație unor astfel de evenimente, a relatat Nina Bejan, directoarea bibliotecii. Nu doar citim, dar și le organizăm pentru ei câteva surprize, sărbători plăcute sufletului, cum o facem și în cazul dat. E o sărbătoare care face parte din șuvoiul de sărbători de Crăciun. Am invitat-o pe Ada Zaporojan, dat fiind faptul că ei anume este acea poet, scriitoare, folclorist, care este aproape de sufletul copiilor. Scrie despre bunătate, dragoste față de țară, de plaiul natal, de părinți și bunici, despre școală și natură. În versurile sale se regăsește, în ele trăiește și tot prin ele își expune gândurile și emoțiile. Ada Zaporojanu se inspiră în special de la copii. E aproape tot timpul. După o întâlnire mă duc acasă și nu mai decât scriu ceva. Sau o scenetă mică, sau o poezioară, sau un cântecel. De ce mi-e pare, aceea scriu. Văd un copil frumușel, văd un copil mai activ, văd unul mai ghiduș și mi-se primesc poezioare despre fiecare în parte. Darul de a scrie l-a descoperit cu mulți ani în urmă și acesta s-a transformat într-un hobby cu dăruire completă de sine doar recent, de aproximativ 5 ani. În toată această perioadă, scriitoarea a atins scopurile sale, dar a întâmpinat și dificultăți. Eu am scris aproape permanent, dar niciodată nu m-am gândit să fiu scriitoare. Dar așa s-a întâmplat că m-am îmbolnăvit și atunci se vede că Dumnezeu a vrut ca să nu mă gândesc la boala pe care o am și îmi turna în cap din cer poezii, cântice, versuri. Și atât în felul ăsta am început să mă public în presa pentru copii. Apoi m-am gândit că trebuie să editez o carte. Cum să o editez la vârsta de 46 de ani? Nu este așa de... Și cu ajutorul lui Dumnezeu mi-a apărut prima carte care se numește Deschideți ușa. Și denumirea provine de la o colindă, deschideți ușa, vin cu colinduță, busuioc pe masă, sărbătoare în casă. Cred că astăzi această colindă o să o cântăm împreună cu toți copiii, acompaniată la un instrument foarte drag tot mie.
Coada Zaporojano prin bunătate spre dăinuire este primul eveniment din ciclul sărbătorilor de iarnă 2019-2020 desfășurat în incinta Bibliotecii pentru Copii, invitată specială fiind scriitoarea, poetesa și folclorista Ada Zaporojano. Pe parcursul activității sale, scriitoarea a editat 25 de cărți pentru copii și 3 CD cu cântece, fiind și compozitoare. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochea.